tu când te-ai apucat de handbal? Eu pe la 12 am apucat de handbal. Destul de târziu, între ghilimele, comparația cu păi colegii. Și până atunci ce ai făcut? Faceam mai multe sporturi. Nu știu, basket, fotbal, alergam. A, încercam mai multe sporturi până să ajungi la sportul favorit? Nu aveai când erai mic un sport favorit sau ceva? Nu, faceam sport, că la noi în familie toți am făcut sport de mic. De mici. Ce sport au făcut ai tăi? Sport de performanță n-a făcut niciunul. Dar unul a făcut fotbal, altul fotbal american, altul se ducea la sală. Adică tot timpul se fie sport. Da, da. Suntem o familie. În familia mea sport e foarte important. Și din familie tu ai ajuns cel care să aibă performanțe, nu? Tu ești până la urmă sportiv cu acte în regulă, nu? Exact, da. Taica mea a fost la Naționala de Polo, de Water Polo. Dar atunci erau alte condiții, ei erau neplătiți și a trebuit să aleagă partea financiară, adică să ducă spre muncă mai mult. Și fotbalul nu te-a atras absolut deloc? Fotbalul îmi plăcea când eram mai mic, toți prietenii mei se jucau fotbal, dar... Ca toată lumea. Până la urmă, la mine era mai bine handbalul, că cu fotbal sunt destul de praf. Și la handbal, nu știu, când ți-ai dat seama că este sportul care îți place? Din prima zi când m-am antrenat, prima zi când m-am dus la handbal, m-am dat seama cât de mult îmi place, pentru că eram și talentat, să zicem. Adică eram peste prietenii mei care făceau de 5-6 ani handbal și eu eram cam peste ei. Și atunci când te descurci, te prinde. Și prima ta echipă, care a fost? Școala mea, la Saie Bonanova. La școală. Da. Și după școală ai semnat cu un club profesionist? După școală am ajuns la echipa lui Jordi Giral, că acum e al doilea antrenor de la noi. Adică viața ne-a readus împreună cumva. Echipa de atunci se numea Corazonista, era altă școală, dar probabil cu niște obiective mai mari. Și primul club profesionist? A pornit la San Antonio. Am avut oferta de la Barcelona. Și atunci, regreți acum când te gândești că nu te duci la Barcelona? Nu, nu regret nimic. Atunci m-am dus în Pamplona, erau condiții un pic mai ok, nu economic, practic de viitor, probabil... Mai țineam și școala unde vroiam eu, adică a fost un pic... Pachetul era mai bun, probabil, pentru mine. Adică să continui să mergi și la școală, că asta era important. Da. Cumva părinții ți-au spus, ok, mergi la handbal, dar rămâi și la școală? Da, la mine acasă era... Deci nu mergea handbalul fără școală. Deci nu te lăsau. Dacă aveai vreo notă proastă, îți spuneau că nu te mai duci la antrenamente sau ceva? Da, aveam probleme dacă nu... Da. Ți s-a întâmplat, nu știu, să plângi că n-au vrut să te lase la un antrenament sau ceva de genul? Nu la un antrenament, dar la o deplasare mai lungă cu prima echipă, dar am fost odată pedepsit, da, că n-am fost bun la școală. Și? A mers școala așa în paralel? A mers, până la urmă. Ai vreo altă specializare sau ai urmat ceva anume? Sau puteai să fii altceva, să ai o altă meserie și nu cea de handbalist? Puteam, dar eu până la urmă fac ce îmi place și cred că sunt foarte norocos că fac ce îmi place. Adică când vii la munca și munca ta e ceea ce îți place, practic nu muncești. De fapt, vii de plăcere, exact. Nu este ca un hobby plătit. Nu e ca un hobby, pentru că sunt multe momente grele în care faci mai mult decât te-ar plăcea, dar în mare nu mă plâng, adică fac exact ce îmi place. Ce credeai că, sau ce crezi că puteai, ce meserie crezi că puteai să ai dacă nu erai handbalist? Nu am nicio idee, pentru că niciodată nu m-am gândit la asta. Știi că copiii când sunt mici se gândesc, vor să fie polițiști, pompieri. Păi știi? Da, eu când eram mic vreau să fiu pompier, dar după aia la 12 am început cu handbalul și gata, am rămas cu handbalul. Simpatizai cu vreun club, nu știu, urmăreai meciurile vreunei echipe? Băi, în Spania cel mai mult Barcelona și Portland, că a fost la un moment dat foarte sus, dar mai mult urmăream handbaliști, Ivano Balic, cel mai mult, că atunci a venit în Spania și era la Fiat Real, era foarte bine. Nu știu, Kiri Lazarov, adică jucători care au fost emblematici. Da, ai avut șansa să-i cunoști sau să te întâlnești cu ei? Da, am jucat și împotriva lor. Și cum a fost pentru tine? Au fost emoții atunci? Da, la prima zi când îi vezi, bine, eu cu Ivano Balic m-am antrenat, că era la Portland San Antonio și prima zi când te duci la ei și cu 19 ani tremur așa. E vreun regret? Nu știu, ți-ai fi dorit să ajungi la o echipă din Spania, că până la urmă este țara ta, să joci pentru o echipă de acolo, de top? Nu știu, mă gândesc că aveai... Te gândeai sau măcar visai la lucrul ăsta? Da, eu până la urmă am jucat la Portland, am jucat la CAI Aragon, erau echipe destul de mari, dar problema a fost când eu am crescut și am devenit senior la o vârstă care trebuia să joc la o echipă din asta, a venit criza și echipele au scăzut foarte mult nivelul, unii au dispărut,
și a fost mult mai greu să pot să ajung acolo. Cum s-a nimerit să ajungi în România, tocmai aici? Acum câți ani? Îți mai aduce aminte? 10 ani, 2012, da. 10 ani, după 10 ani ești aici? Da. A fost, atunci eram la Aragon, eram neplătit de 6 luni și, și a venit un agent și mi-a spus că este o ofertă în România, la Constanța, echipa de Champions League, pentru mine la 22 de ani. La HCM atunci. La HCM, da. Se joc Champions League și erau niște bani frumoși și echipa părea ok. A fost un pic frică la început. Ce să zic? Te-ai uitat un pic așa pe Google să vezi care treaba cu România? Da, am uitat un pic, așa am văzut că are mare, că nu știu ce, zic că hai că merge. Hai că mergi. Am venit și cu încă un spaniol, Alberto Val, atunci mi-a fost mai ușor. Hai că mergi și au trecut 10 ani. Da, a trecut 10 ani. Păi, te gândeai că vei rămâne atâția ani în România? Niciodată. S-au aliniat planetele și ai rămas aici? Da. Acum România, nu știu, este pentru tine a doua ta casă? Da, clar. Deci eu aici mă simt ca acasă deja. Gândesc în română, vorbesc toată ziua, adică nu am... Și când mă duc în Spania, îmi dau seama că de dor mie. Dar cât sunt aici, nu simt că mi-e dor sau aș vrea să mă întorc. Nu, momentan sunt fericit. Când pleci acolo, ți este dor de România și când ajungi când ești aici, ți-e dor de Spania, un fel de... Da, dar nu sufăr pentru chestia asta, pentru că am prietenii mei aici, am și o familia mea aici, adică e ok, nu mă plâng. Ce ai învățat în 10 ani de stat în România? Am învățat foarte mult. Am învățat să mă acomodez la o nouă țară, limbă, oameni, mâncare, care este cel mai greu, probabil, când pleci de acasă. Și probabil că am deschis un pic viziunea de viață. Altfel, când te acomodezi în altă țară, poți să vezi lucrurile altfel. Ați început în forță acest sezon, deja un trofeu. Cum se anunță campionatul? Cred că e foarte important că am început cu o victorie. Ne-a dat un boost de încredere. Am muncit foarte mult vara asta și cred că am demonstrat toată munca depusă zilele cu săptămânile înainte. Campionatul va fi greu, ca întotdeauna. În România e greu să joci cel mai mult în deplasare. Sperăm să demonstrăm iar că muncim bine fiecare zi și încercăm să ne depășim. Dar care este dorința cea mai mare pentru acest sezon? A ta personală? A mea personală e nivel sportiv. Eu aș vrea să demonstrăm cât de bună e echipa Dinamo anul ăsta. Pentru că cred că a fost o schimbare destul de mare anul ăsta și aș vrea să o demonstrăm pe teren, să putem să ajungem la performanța cât mai mare la nivel de România și la nivel de Europa. Ce înseamnă performanța cât mai mare? Care este targetul? În România e clar că targetul e să câștigăm toate titlurile. Și la nivel de Europa, primul pas ar fi să trecem de grupa. Și după, eu cred că avem o echipă destul de bună, încât nu zic să batem, dar să fim acolo cu echipele din, poate nu cele mai mari, dar cu... Acolo unde mai exact? Zic cuvântul. În Final Four, vreți să zic? Sau? Da, asta așteptăm. Până la Final Four e foarte mult drum, nu vreau să... Normal că m-aș dori să câștig Champions League. Da. Asta ar fi obiectivul de la orice jucător de când încep, să câștig Champions League. Dar cred că trebuie să e mergem... E aproape imposibil, nu? Sau? Cred că e aproape imposibil pentru orice echipă, practic. Pentru că nici Barcelona nu știe că o să câștige Champions League anul ăsta. Vreau să zic că e foarte greu de știut. Dar cred că muncim bine și... Aș vrea să demonstrăm pe teren și în Europa, să vedem la care nivelul nostru în comparație cu echipele astea bune din Europa. Dinamo în acest moment crezi că este cea mai bună echipă din campionatul României, cea mai titrată, nu știu, cea mai valoroasă? Cred că lotul nostru acum este foarte echilibrat, este foarte puternic, jucătorii care au venit sunt foarte buni. Și da, cred că avem cel mai bun loc. Cu cine se bate Dinamo în acest sezon la titlu? Cred că o să ne batem cu echipele de ca fiecare an, cu Constanța, cu Steaua, cu Turda, cu probabil Baia Mare. Ai o listă întreagă, văd. Astea 4-5 echipe cred că sunt cele mai puternice la momentul actual, dar mereu mai există și o echipă care face un an bun și na.
Adică dacă nu ești 100%, nu cred că o să ne fie ușor. Tu te-ai obișnuit cu Paschi, cu stilul lui? Da, bine, eu le știam și de la Națională. De mic am avut un stil asemănător, că nu e chiar același, dar foarte asemănător. Pentru mine a fost mai ușor să mă obișnuiesc. El e foarte exigent, vrea tot timpul 100%, dar asta ne face să fim din ce în ce mai buni. Și cred că anul ăsta o să vadă și mai mult ce vrea el pe teren. Și ți-a fost mai ușor să te obișnuiești pentru că este spaniol? Da, clar. Ai simțit că e cineva de acasă, cumva, nu știu? Da, metoda lui de a munci a fost metoda cu care i-am crescut. Intensitate, tot asta, cu asta am crescut. Și atunci eu mă simt bine cu metoda asta de a munci. Și limba, cred că ajută. Păi tu acum vorbești cu el în spaniolă sau în română? Că Paschi acum vorbește în română. Da, dar când vrem să comunicăm ceva clar și să fie foarte clar, comunicăm în spaniolă, normal, în limba noastră. Normal, că e mai ușor.